Promit că 3-1 la Lugoj, un rezultat foarte bun pentru echipa ta. Ai marcat și două goluri. Cum a fost meciul? Meciul a fost unul ușor în prima repriză, deoarece am marcat foarte repede. Însă pe fondul oboselii sau a prostiei noastre, nici nu știu cum să o numesc, a primit gol și a doua repriză a fost controlată în mare măsură de echipa gază. O dublă pentru tine, cum te simți? Mă simt bine. Din păcate, a doua repriză am jucat cu puține dureri la gleznă, însă totul a ieșit bine. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez și dedic aceste goluri colegului meu, Onică. De ce dedic golurile? Este ziua lui, luni. Am înțeles. Mulțumit de parcursul echipei de până în prezent? Mulțumit, însă puteam scoate mai mult. Din păcate am ratat foarte multe ocazii, printre care și câteva penalturi și din păcate am pierdut multe puncte. Puteam fi acolo mai sus. Îți mulțumesc mult!